Bine ai venit în lumea antrenorilor, Marius. A trebuit să o trăiesc pe asta ca să vină bun venit în lumea antrenorilor. Nu-i rău. Marius, bună seara. Ești încă la început de carieră de antrenor. Trebuia să trăiești și asta ca să progresezi, nu? Păi dacă mi-ai zis-o tu bun venit în lumea antrenorilor, nu înseamnă că nu ești antrenor până nu e golul minutul 94, nu? Să înțeleg. Da, asta este. Avem ce face. Din păcate am avut meciul mână. Am pierdut două puncte importante din punctul meu de vedere. Ai fost foarte supărat la final. Cum să nu fii supărat când mai erau 30 de secunde și tu să ții mingea? Dacă minge lungă, te reașezi, că eram puțin dezechilibrat, te reașezi, să termină meciul, pleci cu 3 puncte acasă. Mai mult ce vrei să fac? Normal că-s nervos. Când ții după margine, ai să joace minge lungă, n-a mai are importanță. Știu că aveai și două schimbări pregătite. Aveam, pe dumneavoastră nu puteam să le fac, că nu mai și mingea afară. Și mingea în aut, mă reașez, fac schimbările, se termină meciul. Dar, din păcate, greșelile fac parte. Problema e că am avut 3 sau 4 jucători care puteau să rezolve faza. Din păcate, toate deciziile luate atunci în acele secunde au fost împotriva mea, împotriva noastră. De ce crezi că s-a întâmplat totuși lucrul ăsta în final? Adică poate și jucătorii tăi puțin naivi, poate că s-au speriat puțin de atacurile alea pe final atunci de la secții, adică chiar ar putea fi explicații. Atacuri, da, eu atacuri, dar fără nimic clar, eu n-am văzut nicio ocazie. Atacul clare n-am văzut, dar aveai, știi, e păcat că ai avut 2-0 și la un minut ai luat gol. Dacă a pus să treci de primele 5-10 minute după ce faci 2-0, se așează jocul, cad și ei, se demoralizează. Dar imediat la un minut am luat gol, după care în minutul 94 am luat iar gol. Nu, pentru că nu s-au dezechilibrat, s-au apărat destul de bine băieții în fața careului, n-am avut practic, n-au avut nicio ocazie. De păcate vine acel șut care, din punctul meu de vedere, n-am mai vrea să mai zic nimic, că n-aș vrea să jignesc pe cineva și mă abțin. Sunt prea supărat acum ca să zic ceva la caldă. Pot fi și trase și niște concluzii bune după acest joc. Mă gândesc că ai avut totuși o apărare bine organizată, ți-ai ținut... Degeaba am avut o apărare bine organizată, degeaba am marcat două goluri de plasare pe terenul Sepsii, dacă plec un punct. Probabil trebuie să dăm 7 goluri ca să plec cu 3 puncte. Acasă dau 2 goluri, iau 3. Acum dau 2, iau 2, iarăși. Nu știu câte goluri trebuie să dau ca să luăm 3 puncte. Și nu știu, nu găsesc... Adică n-aș vrea să găsesc vinovat, pentru că vinovat suntem cu toți. Așa mi-e ușor să zic unul sau altul e vinovat. Dar probabil în momentele alea au avut mai multe posibilitatea să rezolve meciul. Marius, sunt totuși 3 rezultate relativ pozitive, consecutive, adică ai trecut printr-o perioadă și mai grea decât asta. Mă gândesc că nu-i totul chiar atât de negru, nu? Nu. Dacă stau să iau în considerare situația în care eram la meciul cu Craiova, când n-am avut practic cu cine să joc, rezerve n-am avut deloc, titularii, 4 titulari s-au antrenat decât 2 zile și am fost foarte mulțumit de joc, de atitudine și de rezultat. Azi nu pot să fiu mulțumit de rezultat, că n-am cum, am avut 2-0. Și nu pot să fiu mulțumit de rezultat. Meciul de cupă, nici nu vreau să iau în calcul, pentru că diferența de valoare este net superioară echipelor din Liga 1, nu a mea. Dar este o competiție a surprizelor și a fost și dumneavoastră. Dar eu nu sunt mulțumit de punctele care le-am adunat, cel puțin în campionat. Eu consider că azi am pierdut 2 puncte mari, mai ales pe fondul golurilor pe care l-am marcat, unul din fază luate, unul din fază fixă la un minut după ce am dat 2-0, iar golul minutul 94... Nu știu, mi-e greu acum. O ultimă întrebare. Ce le-ai spus jucătorilor când ai intrat la final atunci pe teren? Nu știu. Să-ți spună ei că eu nu pot să reproduc. Nu, n-a fost jignit, nervos. I-am spus că au avut mingea în picior să rezolve meciul și acum încercăm să construim. Mai poți să construiești în minutul 94. În minutul 94 se joacă economicos, simplu. Dacă n-ai reușit în 94 de minute să ai construcția, nu se punea problema, dar în minutul 94 joci simplu, joci economicos, nu dai șansa adversarului să vină la tine în care o să pună presiune. Pentru ce? Cu cât e mingea mai departe de poartă, în minutele alea se termină meciul. Nu mai contează pe urmă, pleci cu 3 puncte acasă, dar din păcate noi am avut 3 jucători, am avut controlul mingii,
Am avut mingea sub control, am avut 3 jucători care puteau să rezolve meciul, să rezolve mingea, începând de la Patache, Chigosa, Rodriguez, Florescu, ultimul. S-a ajuns mingea de la minge la mine în jumatea lor, a ajuns mingea la 6 metri la mine. Minge scoasă înapoi, șut, după care restul este poveste. Mulțumesc! Și eu vă mulțumesc! Baftă!